Luni 10 iulie, Ioan Cănărău, liderul sindicatului Europol Neamț, a postat o declarație publică pe o rețea de socializare povestind prin ce a trecut o colegă de-a sa, fostă angajată ca ajutor al șefului postului de poliție din Tămășeni. Liderul sindicatului povestește, printre altele, că Mariana Plugariu a fost agresată verbal și fizic de colegii săi de la secția din Tămășeni și că aceștia aveau o atitudine misogină față de femeie. Pe de altă parte, Ioan Cănărău a mai precizat că polițista era foarte respectată de localnici. Câțiva ani de zile am reclamat abuzurile la care este supusă colega noastră, care este hărțuită mereu. Am și protestat în fața secției de poliție Săbon, pentru că postul de poliție Tămășeni aparține de această secție. Am reclamat și la inspectorat, și la inspectoratul general al poliției, și la minister, și n-am primit niciun rezultat favorabil. Toate verificările au fost mușamalizate. M-am interesat și eu în comună, este foarte apreciată de cetățenii din localitatea Tămășeni și ei, sincer, îi pare rău că a fost nevoie să plece de acolo. Pentru că nimic din ceea ce afirma polițista nu se dovedea, Ioan Cănărău spune că superiorii săi au decis să o supună unui control psihologic. S-a dispus de către conducerea inspectoratului de poliție testare psihologică, fără niciun temei legal, spunem noi. S-a prezentat colega noastră la testare pentru că nu are nimic de ascuns, convins fiind că va trece această testare, numai că doamna psiholog, comisar șef Onea Monica, fără să citească testele făcute de colega mea, i-a spus între timp că ea nu își poate asuma nimic și că urmează să o trimită la o testare între ghilimele la București. S-a ajuns într-o situație limită chiar și după ce a fost mutată într-un fel colega noastră. Încă mai este hărțită, să spunem, s-a ales cu vreo 3 cercetări prealabile pentru că a îndrăznit să-și reclame șefii. Așa înțelege sistemul să întoarc armele tocmai împotriva polițiștilor care reclamă abuzurile din interior. Eu sper să trecem cu bine de aceste cercetări pentru că colega noastră nu se face vinovată din nimic. De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Neamț au precizat că astfel de controle psihologice se fac periodic și că se efectuează încă cercetări în acest caz. Aspectele reclamate de colega noastră sunt în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, fiind efectuate verificări din momentul în care au fost aduse la cunoștință prin birou de control intern. Totodată, aceleași aspecte au făcut obiectul unui control al corpului de control al Ministerului, ce se va pronunța cu privire la cele reclamate cât și la cele constatate. În ceea ce privește evaluarea din punct de vedere psihologic, precizăm faptul că prin natura serviciului pe care îl desfășurăm, această evaluare se efectuează periodic și în temeiul ordinului 23/2015. Ulterior, polițista a fost transferată la Roman. Declarația integrală a lui Ioan Cănărău, prin care dă mai multe detalii despre cum a fost tratată polițista Mariana Plugariu, poate fi vizualizată pe pagina de Facebook a sindicatului Europol Neamț.